Isaia, capitolul 40, vom citi de la, capi, de la capitolul 40, versetul 3, până la versetul 5 inclusiv. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele atunci se va descoperi slavă Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea că și gura Domnului a vorbit. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. M-am gândit mult pentru un subiect într-o zi ca aceasta și subiectul de astăzi l-am intitulat Pregătiți calea Domnului. Ce este oare biserica decât un loc unde se pregătește calea Domnului. Fiecare biserică și biserica de astăzi visează o trezire spirituală. Și biserica noastră își dorește o trezire spirituală. Am vrea să cunoaștem o trezire spirituală autentică. Știți că o trezire spirituală nu este altceva decât o întâlnire a bisericii cu Domnul ei? Pregătiți calea Domnului. Avem câteva imagini PowerPoint, dacă băieții pot să mă ajute. Aș vrea să ne gândim la o trezire spirituală ca la o întâlnire cu Domnul. Trezirea spirituală nu este altceva decât o întâlnire a Bisericii lui Hristos cu Domnul ei, cu Mântuitorul. Așa cum spunea Profetul Isaia, trebuie pregătită însă calea Domnului de a veni la noi. Haideți să vedem ce ar trebui și ce am putea face ca Biserică ca Domnul să vină la noi, să vină la întâlnirea cu Biserica Lui. Observăm din cartea lui Isaia că uh, sunt câteva lucruri pe care Biserica trebuie să le facă pentru ca o asemenea întâlnire să poată avea loc. Am găsit un verset, versetul 3, dintr-o altă ediție mai veche a Bibliei în limba română, care spune foarte clar, uh, toată valea să se umple, și tot muntele și dealul să se plece. Să fie cele strâmbe, drepte și cele colțuroase, căi netede. Sunt patru lucruri pe care le putem face ca biserică pentru ca să aibă loc o trezire spirituală în rândul nostru, în, în biserica noastră. Și în dimineața aceasta aș vrea să enunț aceste patru lucruri dorind, sperând că biserica aceasta, locul acesta va fi folosit de Dumnezeu ca să pregătim o cale de întâlnire cu Domnul. Sunt patru lucruri pe care fiecare, ca și individ, ca și creștin, dar și ca biserică, trebuie să le facem pentru ca Domnul să vină la o asemenea întâlnire. Mulți dintre noi credem că o trezire spirituală este doar inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu când vrea, trimite trezire spirituală. Este adevărat asta. Dar în același timp el vine atunci când calea este pregătită. De ce credeți că Ioan Botezătorul a fost trimis să pregătească calea pentru Domnul Isus Hristos? Textul acesta de fapt este folosit foarte des pentru a ilustra chemarea pe care a avut-o Ioan Botezătorul de a pregăti calea Domnului, de a veni Domnului. A fost misiunea lui. Nu putea să vină Domnul Isus Hristos când a vrut El, nu? Avea nevoie de pregătit, era, era nevoie de pregătirea drumului. Domnul vine întotdeauna pe drumul care îi se pregătește. El întotdeauna încaleca, dacă vreți, pe măgărușul care îi se dăruie. El întotdeauna intră pe ușa care se deschide pentru el. El spune, eu stau la ușă și bat. E nevoie pentru o trezire spirituală și de inițiativa noastră, de pregătirea noastră, ca să vină Domnul la întâlnire cu Biserica Lui. Cred că noi, ca Biserică, ne concentrăm prea mult pe ceea ce trebuie să facă Domnul și neglijăm ceea ce trebuie să facem noi pentru ca să aibă loc o trezire spirituală autentică. Iată primul dintre aceste lucruri care ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Care trebuie să-l facem. Numărul 1. Orice vale să fie înălțată. Orice vale să fie înălțată. Orice vale să fie înălțată. Sunt valori spirituale care lipsesc din viața noastră. Sunt voi în existența noastră spirituală din care lipsește ceva. Cine dintre dumneavoastră este convins că el se roagă suficient și nu mai e nevoie nimic în domeniul acesta în viața lui? Fiecare dintre noi ne dăm seama că aici, în domeniul acesta, a relațiilor noastre personale cu Domnul, a vieții noastre de rugăciune, este o vale. Trebuie umplută asta. Fiecare dintre noi ne reproșăm că nu citim Biblia suficient. Care spune că o citește suficient? Eu m-am speriat de cineva care s-a lăudat că o studiază 8 ore pe zi. În primul rând, suspectez că nu e, nu e cinstit, nu? Dar dacă ar face 8 ore, hai să spune, face 8 ore pe zi, studiază Scriptura, nu? Ce face cu alelalte până la 24, nu? Este suficient oare 8 ore? Fiecare dintre noi știm și simțim că este o vale în viața noastră care trebuie astupată. Citirea Sfintei Scripturi. Frecvența la biserică. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, din nou găsim o vale în viața noastră. Sunt creștini la care voile sunt adevărate prăpăstii, nu-i așa? Între două sărbători, între Paști și Crăciun. Nu? Vin la Paști și la Crăciun la biserică, nu? De-aia când vin la Crăciun le oferim locuri speciale, îi vedem așa de rar, nu? Mi-a plăcut de niște frați care mai glumeți așa, cred că se iau după mine, în, în holul uh, bisericii spuneau la, spuneau la unul, Merry Christmas! Hristos a înviat. Nu era Paș, nu era Crăciun deloc, dar voiau să spună, ei, hey, nu te văd decât la Paș la Crăciun, nu? În ceea ce privește frecventarea bisericii, fiecare dintre noi avem ce să ne reproșăm, nu-i așa? Ba businessul, ba oboseala, ba distracțiile ne creează o vale în existența noastră creștină care ar trebui umplută, nu-i așa? Vreți să vorbim puțin de dărnicie? Întrebați pe casierul bisericii. Să vedeți, este vale sau munte contribuția noastră la biserică. Ce se întâmplă cu dragostea de frați? O, oh, iubim numai pe ea care sunt de la gape, așa -i? Să nu ne spuneți de ea la alți. Eu încă am dificultăți cu treaba asta. Am, sunt, am câteva biserici la care încă nu mă duc. Nu? Trebuie să mă rog, domnule, ca valea asta să se umple gândiți-vă la iertare, gândiți-vă la bunătate, la roada Duhului în general. Avem suficient de multă roada Duhului încât terenul este așa smooth, poate veni Domnul la noi oricând? Cred că sunt foarte multe lipsuri în viața noastră spirituală și a trebui să facem ceva, să pregătim calea Domnului să vină la noi. Mă rog, Domnului, ca Biserica Agape să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu, să ne ajute să asanăm gropile astea care există în viața noastră, să ne ajute să îmbunătățim, să ridicăm ceea ce este vale, ceea ce este prăpastie în viața noastră. Este scopul bisericii. Ceea ce lipsește din viața noastră, care ne face să nu fim așa de aproape de Domnul, să fim mai eficienți pentru Domnul lucrurile acelea să ne ajute Biserica să umplem văile ca Domnul să poată veni la noi. În al doilea rând, spune Sfânta Scriptură că sunt lucruri din viața noastră care trebuie coborâte. Avem dealuri și munți uneori, avem piscurile noastre care împiedică să vină Domnul la noi. Tot, tot unul dintre profeți spunea așa, apoi Domnul a reluat asta că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Domnul, nu așa? Dar uneori pun și un munte între noi și Domnul. Sunt munți pe care trebuie să-i demolăm, care trebuie să-i netezim. Faptele firii pământești, gelozia, mândria noastră, nu-i așa? Ipocrizia noastră religioasă, Îngrijorările noastre, autosuficiența asta americană, nu? Astea sunt piscurile care îl împiedică pe Domnul să vină la noi. Ar trebui să lucrăm la ele. Ar trebui să mai tăiem din mândrie. Și nu este lucru prea ușor. Credeți-mă, ultima mea vizită care am făcut-o la. cerut bani, nu? s-a lovit de un asemenea pisc al mândriei mele și am jurat că nu o să mai cercesc în viața mea. <gângh> nu. Am venit dezumflat, hotărât să nu mai mă duc să cer bani de la nimeni vreodată. Când am plecat de la un bun prieten de meu din Georgia, avocatul Cornel Potra, mi-a dat un plic și zicea, Petrica, te rog să nu-l deschizi, să-l dai lui, sora, lui Rodica să-l deschide acasă. Ispita a fost mare să văd ce implic cu ala, dar acum am promis, am promis, mă țin de cuvânt, mă țin de cuvânt. În aeroport l-am scos, m-am uitat așa la lumină să văd ce se întâmplă. Am văzut așa 5.000. Oh, wow, wow, slavă, domnule, am și dat telefon acasă că vin cu încă 5.000. Dar m-am ținut de cuvânt, nu l-am deschis deloc am venit de acasă, l-am dat la soție și am zis, uite, am promis că nu-l deschid, îl de deschis tu, l-a deschis ea, s-a uitat și da, mi-a spus, dar mi da, nu e, nu e 5.000, au leu, 500. <laughs> Zice, nu, 25.000. L-am sunat repede și l-am spus, băi, Cornel, ai vrut să ne omori, să facem hard attack? <laughs> de ce? Asta după ce am jurat că n-am să mai cerșesc, știți? mândria noastră este o culme care trebuie demolată, iubiți frate și surori. Băgați buldozerul în unea. Dacă nu îl băgăm noi, îl bagă Domnul. Bagă Domnul. Și când pune Domnul buldozerul la lucru, va fi rău. Trebuie făcut drum Domnului. Trebuie creat acces Domnului la noi. Trebuie demolată gelozia care există între noi ipocrizia, îngrijorările, toate lucrurile acestea, pofta, lăcomia de avere, dorințele de distracție, comoditatea, preocuparea excesivă cu munca, nu? munca este cel mai important, de dimineața până seara ne rupem oasele, for what, pentru cine? Pentru aia nerecunoscători, așa e? Gândiți-vă la lucrurile acestea, gândiți-vă la piscurile acelea care trebuie demolate. Vrem trezire spirituală? Vrem să facem ceva? Iată ce avem de făcut. Ne cumpărăm buldozer, demolăm excavator dacă trebuie, punem o bombă dacă trebuie, dar demolăm piscurile acestea din viața noastră ca Domnul să aibă acces la noi, să vină Domnul la o trezire spirituală autentică în viața noastră. Mă rog, încă o dată spun ca Dumnezeu să folosească Biserica Agape. Tot ceea ce facem aici, să demolăm din piscurile acestea, din dealurile astea care sunt încă în viața noastră, ca Domnul să vină și să aibă părtășie cu noi. Amin. În al treilea rând, Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie lucruri îndreptate din viața noastră. Să fie cele strâmbe drepte, zice Domnul. Lucrurile alea strâmbe din viața noastră să se îndrepte. Strâmb înseamnă înșelător, neadevărat, mincinos și știți bine despre ce vorbesc, nu-i așa? Drumul acela înșelător, nu? Care promite una și face alta. Afacerea aceea necinstită. Lucrurile acelea spuse uh, într-un fel și de fapt acționez în partea cealaltă sunt foarte îngrijorat pentru că tot mai mulți creștini în aceste zile au o deviză care spune așa, biserica este biserică și business-ul este business. Ce vrea să spună fraza asta? Când suntem la biserică, facem pe pocăiții, dar furăm și mințim și înșelăm pe câți putem de luni până sâmbătă. Asta înseamnă. Și atunci ți este groază să mai faci afaceri cu pocăiții. Am auzit pe cineva care mi-a spus un lucru care m-a durut până la dângă sufletului. Spunea, frate, eu fac business cu cei care nu sunt credincioși. Sunt plin de respect, spun mulțumesc, sunt recunoscători. Deci numai cu pocăiții noștri să nu faci niciodată. Wow! Alea strâmbe, trebuie îndreptate. Domnul, nu-i plac strâmbătățile noastre, afacerile noastre strâmbe. Domnul urăște strâmbătatea, urăște o caua mică, nu? Te-am prins cu o caua mică. Știți de unde vine vorba asta? Din comerț. Făceai o caua mai mică atunci când vindeai ceva. Când măsurai greu, să punea când un fund din ăla fals, să intre mai puțin decât spunea, era mai mică o caua decât trebuia să fie. Gândiți-vă la lucrurile acelea, gândiți-vă la integritatea în relații, în relațiile de familie, în, în cinstea pe care o datorezi soției tale, soțului tău, copiii care își datorează integritate și cinste față de părinți. Mințim de dimineața până seara de la profesori, m-am uitat tema acasă, m-am mâncat o câinele, cine știe ce alte minuni am mai făcut, s-a întâmplat tot felul de explicații și de chestii de genul ăsta. De ce ai întârziat? Cine știe ce poveste o mai a apărut pe tapet de ce ai întârziat astăzi? În loc de adevăr, în loc de aia dreaptă, ai umblat cu aia strâmbă. Gândiți-vă la fidelitate, la credincioșie, la onestitatea în afaceri. Căile astea strâmbe, le urăște Domnul, credeți-mă. Sunt unii care spun, oh, venim să ne rugăm, ne rugăm, strigăm tare toată noaptea, poți să strigi toată viața. În dreaptă, alea strâmbe. Și păi, mă, nu mai trebuie să strigi, că Domnul vine la tine. Dar unii dintre noi vrem să acoperim strâmbătățile cu larmă mare, pe care am și botezat-o har. Să o crezi tu. Să crezi tu că este har a început să faci falsuri și cu Dumnezeu. A început cu lucrurile strâmbe și cu relațiile cu Dumnezeu. Nu merge, nu merge. Încă o dată, trei oară, mă rog, din toată inima lui Dumnezeu ca Biserica Agape să faciliteze tuturor acelor care vin aici să ne îndreptăm căile, să îndreptăm lucrurile alea strâmbe să fie drepte. Să fim cinstiți în relațiile noastre unul cu celălalt în relațiile de familie, în relațiile de afaceri, în relațiile cu lumea din jurul nostru. Domnul nu vine la noi și nu vor veni nici, nici alții la noi dacă Domnul nu vine la noi. Lucrurile strâmbe trebuie îndreptate. Și al patrulea lucru pe care îl spune profetul Isaia aici, lucrurile care trebuie netezite, sunt lucruri care trebuie finisate, netezite în viața noastră. Cele colțuroase, să devină căi netede. Lucrurile colțuroase. Colțuros înseamnă aspru, necizelat, dur, dubios, chestionabil. Dacă trebuie făcut ceva în acest domeniu, trebuie făcut de urgență. Și mă rog lui Dumnezeu ca Biserica Agape să fie un loc în care noi, îi colțuroși, să fim cizelați. Știți de unde vine cizelat? De la cizău. De la dalta care cioplește ce este asperitate din viața noastră. Gândiți-vă la asperitățile din comportamentul nostru. Și unii dintre noi avem nevoie să ne reeducăm, să ne recivilizăm. Să știm să ne purtăm ca și oamenii, Mă bucur din toată inima de comunitatea noastră, această comunitate a dragostei creștine. Văd cum Dumnezeu schimbă oamenii. Oamenii devin mult mai politicoși, mai drăguți, mai amabili, unul cu celălalt. Și lucrul ăsta este absolut fundamental, foarte important. Unii au impresia că o cât este el mai colțuros, mai dur, mai obraznic, mai băgăreț, cu atât el este mai spiritual ai urea. Ai nevoie de o daltă și uneori una mare de tot, un baros. Să te învețe să fii civilizat, să te învețe să fii politicos, să fii manierat, să spui mulțumesc, să spui am soare. În vorbirea noastră, în atitudinea noastră, Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Tesalonicen, capitolul 5, cu versetul 22, feriți-vă de tot ce vi se pare rău, de tot ce vi se pare colțuros în viața noastră. Patru domenii în care putem lucra în modul cel mai concret să pregătim calea Domnului să vină la noi. Să avem o trezire spirituală, și lucrurile sunt foarte simple. Orice ce lipsește trebuie adăugat și să facem să crească lucrurile care lipsesc. Cele care sunt prea multe și deranjează și pe oameni și pe Dumnezeu, să băgăm buldozerul în ele, cum am zis. Să facem dealul să dispară, muntele să dispară. Lucrurile strâmbe să le îndreptăm. Și cele colțuroase, să scăpăm de ele, să devenim oameni cizelați. Avem pe cineva care întotdeauna avea o expresie care mi se părea foarte drăguță, zice, ăsta e mai cheptănat, <laughs> mai cheptănat, mai pieptănat un pic. Vreau să spună, un om un pic mai cizelat, un pic mai cu bun simț, cu maniere, știe să se poarte. Și avem nevoie să ne mai pieptenăm din când în când. Să, ne mai, să, pună Domnul în, în, viața noastră lucrurile acelea care să mai scoate aspir, 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 asperitățile. Și o știți foarte bine, mai ales noi bărbații, ne-am măsurat cu cineva care este ajutorul potrivit, nu? Și ne cizelează în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Unde am ajuns smut de tot. <laughs> o glindă. Domnul va veni la noi dacă vom lucra la pregătirea drumului. Apropo, știți că drumul ăsta se pregătește în pustie? În Arizona. La Biserica Agape. Fie ca Duhului Dumnezeu să folosească Biserica aceasta pentru a pregăti calea Domnului. Și Domnul să ne dea putere să lucrăm în aceste patru direcții, așa cum ne-a învățat Profetul Isaia.